Sunt aproape full. Stai așa că stau eu acum. Ai deschizător de conserve? Da, da. Bun, atunci e așa. Una... Una ajunge. Două... Ia acolo, șterge. Și un potato pristin. Mănâncă-le, nu le pui. Mănâncă alea, toate trei. Păi, și se face verde deschis. Stai că îmi dă doar inspect momentan. Potato pot să-l mănânc. Vezi că eu tai copacul. Take into hands. Why? Bă, tu ai zis că pantalonii poți să-i termin. Nu pot să dau decât inspect la ele. Mă, mi se pare că da pantalonii. Nu mă lasă, frate, nimic. Jur cu mâna pe inimă că nu mă lasă. Deci nu pot să rup nimic. Nici eu nu pot să rup pantalonii. Ești verde? Nu, acum vedem. N-a terminat-o pe a doua. Bă, eu sunt aproape de un oraș, de niște blocuri. Ok, run. Tu mai întâi găsește-ți... Dar ideea este că nu ajung... Uite, Dane, tu unde știi că nu ajungi? Pentru că deja încep să văd alb-negru. Păi e bine, stai tu liniștit că eu am stat destul alb-negru. Bleeding? Trai. Încearcă să bei, să mănânci, chiar dacă ești bleeding. Tot ce ai pe tine de mâncare sau de bot, bag în tine. De-abia să spun, nu cred că are nimic. Nu, am tot ce-mi trebuie, nu e vorba de asta. Bagă chestii în tine. Cât să te mai țină. Auzi, eu n-am nicio speranță de la blocul ăsta, vino încoace, hai afară. Hai secția de poliție, măcar să-ți găsești gloanțe pentru magazin. Dar eu aproape sunt mort. Ești unconscious? Nu, aproape, deci deja nu mai văd, eu sunt unconscious. Îmi bag picioarele în acest minunat joc. Oficial, îi dau un instant. Alo, ce rager, nu cred. Dracu' e ăsta sacul ăsta? Dacă e o statici, poți să le pui sacul pe cap. Ah. Hai mă, dați respawn, poate de aici lângă noi. Dar nu am pierdut 12 ore ca să-mi fac toată chestia asta. Da? Ok. Ah. Greu, greu. Hai! Trebuie secția de poliție aici. Cu V sar peste chestii. Mamă, frame drop-ul vieții! Deci, glanțele tale de mozin sunt ascuțite. Lungi și foarte ascuțite. Bâtă de baseball și... Ia-ți mâncare, că mai da mie mâncare. Păi eu, dar binoculars. Binoculars. Frumos. Luăm? Poți lua, da. Mă ocupă prea mult, n-am loc. Wow, ce-am găsit aici. MP5 plastic hangar. Oh, MP5! Pristin. Nu știu ce să zic. Sus pe mașină. Nice. Mergi pe ce vrei. Mamă, ai găsit și lunetă și... Da, e și MP5 și cu stoc și cu... Cum vrei tu. Poți să dau jos luneta asta? Da. Îmi intră și mie azi în joc? Azi? Să dau diteci? Da, dai anul ăsta, nu știu. Ți-o dau ție? Hai să văd dacă am luat pe rucsac. Dar mie nu merge, eu doar să-ți o țin. Bă, da. E mai simplu să vorbesc cu voi în mesaj, mă bag eu așa o... Dar ce să vorbești, că ai zis să-mi intră și mie în joc, ce voie să zic, să cânt un cântecel de descântec? Cu ce putem să te ajut, Andrei? Am înțeles că da, încă când, este, când ajunge măcar în alfa, mă mai joc și eu acest minunat joc. Ok. Uninstall, pac, pula măta. Nu, vreau Mozi, nu Dan. O las pe Mozi momentan. Uite, se case aici, ca al meu. Da, vreau să delete content. Yes, I want my money back. Hater. Da, nu s-a îmbolnăvit. Uite, rucsac pentru copii, vino cu aceiați. Morala, nu cumpărați DayZ. Da, nu cumpărați DayZ. Review vine în curând. Vine în curând de la Andrei, cu supărare cu tot. E ok. Mamă, Andrei, te-ai îmbolnăvit rău de tot de la Alex. Da. A, uite, vestă de presă, vino cu ace, vino cu ace. Se case, nu pot să-l pun în backpack. Încoace unde? Nu poți. Uite, vină pe ușa asta. Intră. Intră tu. Intră tu. Nu, cealaltă. Nu. Hai, deci. Așa, aici. Și du-te în capăt și o vestă de presă cu buzunare și o tragi peste tine. Nice. Nice. Foarte tare. Rogue shooter? Ce dracu ăsta rogue shooter, mă? Bună. Orice altceva decât DayZ. Mamă, câte sunt aici, deci nu cred. Am mai găsit o pușcă. Ce să fac, mă? Să-mi țin mozinul sau să-mi iau ăla? Nu, nici eu n-aș ști în locul tău. Da, dezinstalează jocul, cum zice Andrei. Pentru că el urăște. Da, măcar nu sunt fanboy. Da. E adevărat. Îți dai seama dacă erai fanboy, ce făceai? Mai un short alert. Black cargo pants, dacă vrei să fie negri ca ai mei, la etaj. Nah. Vreau din ăștia de armat albi, urbani. Așa, să te vezi de la 10 km. Nu. Să-mi iau black cargo pants atunci? Nu știu cum vrei. Rasputin. Hai că-mi iau black cargo pants. Cum vrei tu, man. Și am ajuns pe acoperiș. Mai dăm un pes să mai vedem. Oh, au intrat încă 3 tipi. Mare grijă. Da, poate muriți. Sau șerut. Au intrat 3 tipi, asta s-ar putea să fie. Dar ce? Dacă murim, eu unul o iau de la capăt. Mă bucur. Păi iau de la capăt atunci. Ți-am zis, dacă te-ai reapucat de Mario, cred că ți-ai rupt pe părul din cap. Da. Sau nu? Serios, toate jocurile ți se par grele. Ace Combat-ul? Mamă! Ace Combat-ul nu mi s-a părut. Joc prost, arcade, blablabla. Dane, vorbește gura fără tine în condițiile în care vorbește aiurea. Am zis o secundă că jocul e prost, am zis că am probleme cu mouse-ul, cu gamepad-ul. Dar... când vine vorba de tras concluzii pripite și vorbit gura fără tine, yay! Tu ești afară? Da. Mă uit că deja mi se face frică. Eu zic să plecăm din Berezino. Ok. Rămâneți mă acolo, că sigur se poate întâmpla ceva rău. Mă, până acum n-am murit de... de un zombie. Oh, wait, n-am murit deloc. Uite, ar merita să instalez jocul ăsta doar ca să mă găsești să-mi tragi un glonț în cap. Sau nu. Unde ești, Dan, acum? În casa de vis-a-vis. Am văzut că tu erai pe acoperiș. Da, mă uitam cu luneta să văd dacă văd ceva. E clear, casa asta e goală. Hai. Vrei să mai mergem în vreun loc din Berezino de aici, sau...? Nu, merg după tine, unde zici tu că mergem. Mă, știi, cel mai șmecher și cel mai șmecher loot din DayZ se găsește nu în orașe și nici în aeroport, ci în 3 locații random pe hartă de la fiecare restart de server. Unde ești că ai dispărut? Da, în pădure, unde ești? În care pădure? Înapoi, hai mi-o. Da. Falune. Hai, falumi. Deci, ideea este că atunci când se restartează serverul, se spawnează 3 locații random, total random de fiecare dată, undeva prin pădure. Sunt crash sites de elicopter. Dacă găsim acel elicopter, găsim cel mai tare loot acolo. Dar trebuie să avem norocel pentru asta. Și Trebuie ce să mergem așa de bezmetici, ce zici? Hai! Ai destulă mâncare cu tine? Da. Hai că ți-e foame sau așa zici. It's full. Să mai țin și eu un alt apăsat să nu ne urmărească nimeni. Mamă, deci nu vine să cred, mă, eu am găsit, am arătat screenshot pe un helicopter și m-am făcut poză cu el și am plecat. Bă, nu știam nimic de helicoptere. Și acum, culmea, vreau să găsesc cum. Oh, well, și-ai în viață. A, și dacă tot suntem în pădure, facem și un foc să vezi cum e cu focul, dar mai încolo, nu aici, lângă berezinul, că ăla se vede de departe. Îmi dau seama. Chiar e o chestie faină asta cu focul. Bun. Wow, unde ești că nu mai m-am pierdut? M-am uitat în spate și nu te mai văd. Păi ți-am zis să ții alta apăsat, te văd, gata. Cu spate. Da, da, nu te-am mai văzut că erai într-un copac. Deci uite, hai, ține în direcția asta. Păi da, și așa m-am uitat, dar după aia nu te mai vedeam în față. Ok. Ia, vine o leacă așa, să ne uităm și în pădurice asta. Deci nu cred că a căzut atât de aproape. Nu-i de unde să știi. Da, nu-i de unde. E total random. Uite-te și tu așa în mare, prin pădure, dacă ți se pare ceva cu formă de elicopter prăbușit. Reșaut. Nu scotea fum, nu? Mai nu, nu, e prăbușit, nu proaspăt, e wreck-site, adică elicopterul ăla e ruginit în shit, adică a trecut mult timp de când s-a prăbușit, doar că de fiecare dată e altfel, nu, acolo era un frunz, nu văd nici, nu, hai în cealaltă pădurice, mergem așa din pădurice în pădurice. A, și în asta